Salutare chat, bine v-am găsit la un episod, eu sunt Deiu și astăzi oarecum o să facem un fel de review, e greșit să zic review, dar gen, o să vreau să vă prezint baza, înainte de a pune shader. Vreau să vă prezint baza mirobolantă și magnifică și wow și... da, de pe serverul cu care mai joc eu cu doi colegi, prieteni, amici, eu, no homo, n-ați înțeles, voi. Bun. Nu știu de unde să încep, chat. Asta ar trebui să fie hub, zona principală, de intersecție, o grămadă de chestii interesting. Bun. Aici e un cucar automat. De ce n-am skin? De ce mi-are natea FPS-uri în video? Altceva. Sunt foarte multe chunk-uri și foarte multe blocuri de încărcat și detalii și mecanisme și... na. Scade din performanță. Bun, hai să începem de aici. Deci, ăsta. Dropează perle. Atâta știe să facă. 16. Dacă ai prea multe, le-ai pus aici, umpli sistemul la loc. Ăsta e un ender chest, pentru că motive. Ăsta e un cucar automat de mâncare, de carne, de pui mei. Pui mâncare aici, pui cărbune, dai de lever și te distrezi. În mare, eu m-am băgat la creație cu redstone și design. Cam, da. Aia e. Aștept să-mi iau în jurături de la colegi. Că nu e așa. da. Deja la smelter. Pentru chestii de ce se pot mânca. Asta e pentru oruri. Să știți ce merem blast furnace. Și asta e pentru cuptoare normale în caz de vrei să prăjești orice, dacă ești un dubios. Bun. Nu știu cum să vă prezint. Haideți încoace. Aici. Trebuia să facem ceva de ward, n-am mai făcut. Ăsta e un dupor de tripwire ca să facem deal cu villager. Bă, ce viteză am. Ăsta e un dupăr de șine, pentru că dupăr de șine. Ăsta e dupăr de carpete, pentru că carpete. Astea, aici, dupărele astea, toate se ocupă colegul meu, hobby. A, și ferma de meloni, da, ferma de meloni. Neautomată, e tot capodopera lui. Da. Se mândrește cu ea. E foarte mândru de ea. Aș putea spune. Hâț. Ne întoarcem. Bun. Hai să coborăm aici. Am o coborâre. În ambele părți, dar ideea e că ambele duc aici, frumos. Și aici dita mai sistemul de sortare automat de iteme. Știu, nu-i cu șul care e tipul ăla basic de sistem. Cu redstone, comparator, hopper. Nu-i cu șul care știu, dar hei. Funcționează. Sper. Bun. Asta e un potion maker. Apeși aici. Selectezi și din astea. Și da. Îți face poziții automate. Aici se pune bottle-urile pentru da, face resupply. Aici pui poțiunile care ți le-a dat, care nu le folosești. Aici ei sistemul în care teoretic
Trebuie să dai refuel, teoretic. Și practic. Bun, n-ar rău să ne pierdem prin spate, prin detalii. Nici un enchanting table cu tot ce ai nevoie. Pam, cărțile sunt acționate de lever. Butoaiele în butoaie scărți. Avem tot ce ne trebuie. Anvil, grindstone. Gear din ala. Dacă ai nevoie. Asta e un chest mai special. Înainte de a menționa chestul ăla, să vă menționez astea. Este chesturi random pe care le-am mai pus, da, așa acolo, în care sortez manual anumite iteme care pică relativ rar sau n-are rost să încărcăm sistemul cu ele. De exemplu, aici la flori. Deci, n-are rost să fac un chest pentru fiecare floare, așa că le-am pus aici. Și daiurile la fel. Și chestul ăsta de final e chestul în care intră toate reboot-urile, care nu pot fi sortate. Aici am făcut un chest extra pentru că, piatră, pentru că avem foarte multă. Da, avem enorm de multă. Și din asta. Și din asta. Opa! Asta e chest de lemne random. Asta e un coș de gunoi. Am uitat să vă zic că acolo în capăt, sub scări, aveam niște chesturi random iară pentru zona de nether și așa. Asta e chest care sortează și ne aruncă toate itemele care nu se pot staca aici. Orice item, dacă arunci o sabie, ți-o dă aici. Bun. Asta e un chest cu cable. Nimic important la el. Mai avem aici. Unde să explic asta când ajungem în mină. Care e faza cu partea asta? Am făcut-o recent. Pe scurt, vin itemele din mină, trec pe sus printr-un autosmelter, cei iron și gold, și restul, dacă e pământ sau pietre din astea, se oprește aici, dacă nu, se duce jos în sistem. În ideea că l-am făcut așa, sistemul ăsta, pentru că, uai, de ce lag îmi face aici? După cum vedeți, am băgat o grămadă de chesturi aici. Am la buffere. Pot să pun aici. Mă, dar mă rupe shader-ul o țără. Bun, ați înțeles ideea. O să vă arăt când o să fie. Ok, haideți aici. Aici e o zonă de care nu ne-am ocupat foarte mult. Pe scurt, e o hală plină cu villageri. N-ați citit numele alea. Ion, nume nefericit. Aurul României. Hai, ce nume ca tine i-a pus. Am și uitat. Bun. Aici e sistemul nostru cu trader, cu trade de villageri. Aici înmulțim villagerii ca pe niște sclavi pe plantații. Nu vreți să vedeți ce acolo. Aici e o zonă uriașă, numai cu blocuri din astea. Ia. Da, se vede toată zona. E săpat aici, toată zona asta. Dar nu asta e cea mai importantă chestie. Asta e cea mai importantă chestie. Și am săpat până aici. Câți? Nu intra Robi pe joc. Asta e un sistem cu apă.
care duce itemele. Ai aruncat. O dus itemele. Și le duce sus și le urcă mai departe, după cum v-am mai explicat. Știu, de bine am început aici, dar e destul de util. Credeți-mă. Bun, am ieșit afară. Vreau să aterizăm pe turnul ăsta. Bun. Să mergem și în alte locuri importante, faine, șmechere. Da, am făcut un perimetru din ceancuri, oarecum, în jurul bazei și unde vedeți beacon-uri, cam ăla o să fie perimetru repede. În care vom să taba toate ceancurile pe dedesubt, de aia am și făcut autostrada aia. Bun. Aici e spawn-uri de zombie și ăla e mecanism ca să facem drowny, ca să ne dea gen gold. Ții din astea. Asta e ușa de 3x3 care se deschide și se închide după un anumit timp. Asta e sistemul de spawnat zombie, luminile se sting și se aprinde odată cu leverul. Așa le-am configurat. Am pistonul ăla de sus care transformă în drowner și ai pe tic automat. N-are rost să vi-l prez sau... Na, pe scurt. E așa. Și are iteme și curg și după un anumit timp. În fine să mai pierdem timpul. Dar Robby e ăla care se distrează cu chestii duplicative. Aici mai avea un enchanting table, dar am cam uitat de el, nu prea îl folosim. Gen. Bun, să prezint și alte chestii. Aici e sala mare unde e portalul spre Nether. Trec pe aici, frumos, să vă arăt ce am făcut pe aici. Fiți atenți, dai de lever, urci. După ce ai urcat, dai de lever, s-a închis. E un mecanism cu T-flip, nu-mi scapă numele. Era zic T-flip flop, dar ăla e cu tot altceva. Bun. Pe aici am făcut așa design frumos, potecă. Aici trebuie, suntem sus la portal. Aici iară urcăm. Aici fermă de ouă automată. Acolo o să vă arăt imediat ce e. Aici o să vă arăt imediat ce e. E fermă de albine, de miere gen. Asta e de sugarcane automată, n-are rost să discutăm despre. Aici am mai făcut eu designuri ceva. N-are rost să ne băgăm în chestia aia. Asta duce aici sus. Cred că o să mai vedeți într-un videoclip cum e zona asta. Asta e așa, aici frumos. O insulă în mijlocul nicăierului. Opa, cu torțele, ușor. Să zicem că am făcut frumos, deși urât, dar... De ce îmi lipsesc două garduri aici? Dar mi-e impresia că știu cine. O refulgerat. Bun, aici am făcut un ziduleț frumos, ca
Cred eu că e frumos. Uai, n-am putut să... Robin, n-am văzut sistemul ăla cu multe buffere. Aici avem un fel de gard, gen colț. Aici un turnuleț, așa de veche, frumos. Dar avem și villager pe aici. Da, se vede totul frumos. Să vă prezint partea asta altă de bază. Aici nu mai e așa de mult de prezentat. La turnul ăla, până la ăsta la, vedeți că avem un pod de genul. Un zid gen, de fapt. Nu-i foarte wow el, dar na. E suficient. Aici avem o intersecție interesantă, o să o luăm pe aici prima oară. E drumul ăsta prin munte, care nu știu ce am vrut exact să fac cu el, dar iese aici. După avem drumurile astea alte. Ăsta urcă aici, sus. Aici e turnul, nimic de văzut în el. Coborăm. Aici e latura asta, bazei. Numai mă gândesc că aici cred că ar mai trebui un lemn, dar parcă ne... Aici e ieșirea din bază, oarecum una. Ne-am întors aici la răscruce. Aici lipsește iară un gard. Mai aflu și eu câte ceva. Asta e un poduleț. Șmecher, frumos, sper eu. F5. Sperăm că e drăguț. Bun, și aici e intrarea. O intrare mai dubioasă am făcut eu. Asta e așa mai lungă, ca să voiam să o conectez, dar e și asta validă. Acolo-i Robby. E sistemul ăla. Aici aveam un cal. Nu știu dacă mai... nu mai... Aici aveam un cal. Aici sus. O să vedeți ce avem. Oh, da, ferma de oi. Plin de oi. Aici pe partea elaltă de gard, efectiv unde ieșea dacă traverseam podul. Da, gen aici. Aici e o căbănuță. Ați mai văzut-o, cred că. Aici e o casă așa de colț de bază. Am făcut-o noi așa de design, mă rog eu, căbana s-a făcut-o Robby. Oh, nu lăsăm ușa deschisă la casă. Aici avem trei chesturi random, nu știu de ce. Aici avem așa. Merge și mai jos, să coboare până la piscină. Mamă, da... Mă omoară FPS-urile astea că le simt că e undeva la un 30 și nu-mi place. Asta e harta, sala mare cu hartă. Asta e toată baza. Literally toată baza. În Nether nu o să vă arăt mare lucru, că nu prea avem multe chestii. Dar un strip mine și... Hai să merem. Vedeți aici cum nu-i nimic, merg FPS-urile, n-au nici pe naiba. Asta trebuie să fie portalul care duce spre casă. Spre... O să vedeți spre ce casă. Aici am făcut un trap, nu întrebați, dar e un trap. Nici se spunează prima oară în joc, ar trebui să spuneze în boxul ăla. Și gen... Să moară în chinuri. Ai prima insulă pe care ne-am dus noi și am lutat chestii. Și asta e prima noastră bază cu adevărat. Venim foarte rar pe aici, dar... Ei, ne-am făcut-o. N-am gătat insula asta, alta a doua. Și o s-o gat. Și o s-o gat, o dată și o dată, dar...
Opa, gândiți-vă că am împrejmuit toată baza, am făcut design-uri din astea, am făcut terraforming, să arate frumos, podulețe, drumulețe, pe aici am netezit, farul am făcut, e fain un far. O să vedeți ce avem pe aici, poteci, tunel. Tunel. Aici avem un spawner de paiangani, de data asta. Care acum nu știu dacă e activ. Ar trebui să fie activ dacă stau eu mult pe aici, dar n-am chef. Sunt designer mai simplist aici, din ce puteți vedea. Nu e așa nebunie ca pe aia alte insule. Bun. Aici o moară. Am copiat designul ăsta, evident, vă dați seama. Nu pot chiar tot să fac eu din cap. Aici e un doc. Aici avem hartă cu insula. Acolo e o fermă, tentativă de fermă de sugar cane. Aici am făcut așa frumos, gen, că susține stâlpul stânga și mai complicat, vrăjeală, designer, nu mă întrebați voi. Nu știți din astea. Mere să ieși pe aici ca să ieși la far. Mere și pe aici. Hai să urcăm în el. Nu ziceți că nu urcăm. Am urcat în far. E frumușel cât de cât. Cu shader se vede o țără oribil. Da, în principiu arată fain. Părerea mea. Puteți să nu fiți de acord. Hai mă. Aici am avut pentru prima și prima dată. Da, villager. Facem trade-uri cu el cu bucuri. Gigi forță. Forță, forță. O găină random. Aici aduce sus. Aici urci, dacă vin în scările alea care mi-i prima oară din ori, am dus spre alea de paiangă, dacă vii tot aici, ajunge aici. Aici era prima noastră dormitor, încăpere, bine, am făcut-o așa frumos de design pe la final, dar arăta mai oribil, vă dați seama. Aici o scară relativ în spirală. Aici fermă teoretică automată, unde avem un sclav care lucră pe plantație și plantează chestii. Asta este aici la moară. Aici chest plin de șei. Șoi, șale, hai că șale. Sus. Avem un din ăla de pescuit automat manopera lui Robby. Și cam da, asta e insula. Și ăsta e portalul vechi. Bă, copacul ăsta la foc, trebuie să plantez altul. Avem plugin instalat, știu. Sunt nenorocit. Dar e fain plugin ăsta, la fel că ăla, că dacă doarme unul, se pune ca și cum ar dormi toți. Bun. Azi intrăm în portal și să oprim episodul chat. Nu v-am arătat docul ăla, oh, faci. În fine, aici ieșim afară. În drumul ăla duce spre un din ăla. Din alea de piglini. În drumul ăla duce spre un fortress ca lumea. Și and în drumul ăsta duce spre mineshaft-ul care l-am făcut, pillage tower-ul pe care l-am făcut și îmi scap acum portalul. Bun chat.
Cu acestea fiind zise, am fost de eu. Sper că v-a plăcut episodul actual. Vă salut. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă spun că ne revedem pe data viitoare. Bye bye.